Bună! Urma să fac un Dita Mai unboxing cu produse de skincare. Am atâtea produse care abia așteaptă să ajungă în baie și să încep să le folosesc și tot nu mai filmez video ăla și nu pot să mi le pun în baie. Și am zis că ok, mă fac frumușică și o să încep să filmez video și bat, sună curierul și mi-aduce la ușă comanda de pe Shein. Este prima mea comandă. Trebuie să-l cunosc că nu sunt mare fan Shein. N-am fost, de fapt, nu cred că o să fiu, dar oricum. Eu tot timpul îmi cumpăram produse pe AliExpress, produse din astea simple care ai nevoie de, nu știu, mărunțișuri, lucruri care nu am așteptări mari de la ele, calitatea e ok cu mâini. Cumva sunt lucruri care ori să le cumperi de pe Amazon și o să te coste de 3 ori mai scump, ori să le cumperi de pe aceste aplicații chinezești, da, cum ar fi Jum, Wish, AliExpress, pentru mine erau același lucru. Și mi-a tot apărut și a apărut și a apărut Shein și am zis ok, da, să vedem ce calitate e. Și am comandat și haine, am comandat și produse pentru casă. Și o să încep cu produsele care chiar mi-au plăcut și îl folosesc deja. L-am încercat acum. Acum. Mi-a ajuns cu 2 ore în urmă. Pachetul l-am desfăcut și l-am și încercat. Este acest suport. Este fain, apropo. Eu ador acest suport. Aici pun lumânarea și aici pun uleiuri esențiale și îmi parfumez toată casa. Eu am ceva asemănător din porțelan, care vine așa special, în care bagi lumânarea și deasupra ai, iarăși, nu este o farfurie aparte, dar este o chestie care se înfierbântă și începe să miroase uleiul esențial în casă, doar că e în formă de decorațiune de Crăciun. Și am zis că cumva suntem în iunie, dă să-mi iau o chestie din asta. A fost o la reducere, am dat 2 lire pe ea, am zis că ok. Următorul lucru care nu l-am luat și am zis că o să fie ok în casă, trebuie să-l spăl că mă uit că e murdar. Deja e și zgriat. Este această sită prin care o să cern făină. N-am chestii din astea, nu vreau să dau mulți bani pe ele, așa că am văzut-o la 2-3 lire și am zis că e ok. Aici mi-am luat forme de brioșe. Sunt multe care nu le-am deschis, o să le deschid acum și cu voi. Sunt câteva care m-am uitat prin ele. Am aceste forme de brioșe, sunt din silicon, așa ca să nu cumpăr mult prea multe forme din alea de hârtie. Și sunt 12. Cred că o să mă țină mult, sper să fie bune. Nu am așteptări nici prea mari, dar sunt niște forme de silicon, nu au ce să nu funcționeze. Și mi-am luat și acest aparat. Este un aparat din ăsta de scame, foarte ieftin. Apropo, am dat pe el puțin. Mi-a plăcut că e cu cablu USB. Și unicul lucru care mi s-a părut că e un pic abraziv, un pic prea dur, pentru că are aceste lame mari. Cred că e perfect pentru paltoane, îmbrăcăminte din asta groasă de iarnă, de lână, care face niște scame din alea mari. Apropo de scame, noi în regiunea mea, în Republica Moldova, noi le zicem, noi nu zicem scame, dar le zicem șișuleț. E bun pentru șuleți mari. Pentru cei mici, nu știu, la bluzițe mai finuțe, eu nu aș risca să merg cu el. Mi se pare că poate sta eu un pic. De exemplu, această bluză nu aș risca să încerc să merg cu această lamă. Totuși, eu am înțeles că sunt adeptă la un produs de bun. Nu știu, să am încredere. Încă stau la. Pentru că l-am încercat pe cel de la aparatul de la Philips. Și am rămas așa. Poate nu am ales eu modelul care trebuie și nu mi-a plăcut atât de tare. Dar ăsta e ok să-l ai în casă așa, pentru orice. Am cumpărat și haine. Trebuie să recunosc, prima dată am luat așa cămașă. Are și poliester prin ea și coton. Este ok, arată ok, materialul se simte ok. Nu pot să zic că sunt wow, mare fan, dar o să vedem cum o să fie ele după ce le spăl. Această bluziță, cămașă, mi-a plăcut super mult, doar că am impresia că are foarte mult praf, puf, nu știu ce. Și, deși vizuală e foarte faină, calitatea e. O suport. Și mi se pare un pic și transparent. Sper că o să fie bunicică. Se vrea a fi un linen din ăsta. Bun, da, nu prea îi. Dar pentru banii care i-am dat pe ea, nu am așteptări super mari. Cum v-am zis, unele lucruri le-am desfăcut, altele nu. Aici mi-am luat o bustieră.
Și vine bustiera, vine de genul ăsta care se închide în față și poți să umbli cu ea fără ca să mai ai... Și are acest silicon aici. Ăsta mi se pare fain. Chiar mi se pare fain. Cred că e ok pentru 2-3 lire. Nu mă plâng. E super fain și îmi place că îl închizi în față. Se închide foarte ușor, cred că. Trebuie să se închidă ușor. Sper să-mi vină. Asta și problema, că nu știu dacă îmi vin. Aici am luat un fel de forme din astea care arată că le pui la fructe și legume. Și l-am luat pentru pepene galben sau, nu știu, fructe mai mari, gen când tai ceva mare. Nu știu cum funcționează, dar cred că poți să le pui și la farfurii. Atunci când le pui în frigider și, de exemplu, ai un bol cu ceva și nu vrei să-l pui în caserolă sau ești ok să-l ții în bol, dar cumva nu vrei să-l pui fără acoperiș, avea să zic, fără ca să-l acoperi și pui acest elastic. Aici am o burețică pentru baie. Mă așteptam să fie mult mai mare. În poză arată foarte fain. În realitate China. E ok. Merge. Pentru câțiva bănuți cât am dat pe ea, e ok. Eu nu știu unde o să le pun, că ele sunt atât de multe. Aici mi-am luat acest cuțit pentru legume. De fapt, pentru asta și am făcut comanda mea pe Shein. Am vrut cuțit pentru legume și asta și mi-am luat. Trebuie să recunosc că sunt ok. Oricum avea pe Amazon să plătesc un pic mai mult pentru cam același produs. Aici a fost un risc. Deși nu pot să zic că îmi place foarte mult printul, am rămas surprinsă de calitatea acestui costum de baie, care se vrea a fi unul fain. Apropo, are cupe, are bureței din ăștia, vine în două straturi, vedeți, are un material din ăsta subțiril de dedesubt. Și ok, și aici sus e ajustabil. Nu cred că o să fie cel mai purtat costum de baie de mine, pentru că printul e așa, un pic ciudățel. Dar, fetelor, dacă vreți să vă luați costum de baie până în 5 lire, de ce zic asta? Pentru că am fost recent acasă și mămica urma să meargă la mare și m-a trimis prin oraș să-i caut costum de baie, pentru că era la muncă, eu eram acasă. Și, sincer, în la Chișinău, costumele de baie pentru calitatea asta nu găsești cu... O să coste în jur de, nu știu, 20 de lire. Dar calitatea o să fie la fel. Eu am rămas surprinsă pentru că un costum de baie bunicel în Chișinău ajunge la, să zicem, 50-60 de lire. Eu 50-60 de lire în Marea Britanie mi-au de la reduceri de la brand, nu de la nu știu ce brand acasă. Așa că, Shein, fetelor, dacă aveți de dus în vacanță și vreți să chestii mai faine și ieftine, gen o să purtați o vacanță și după aia nu o să mai purtați, puteți să faceți acest lucru. Asta e mai calitativ, acest tricou e mai calitativ. Nu știu de fapt cum e, dar se simte foarte moale materialul și trebuie să fie coton-coton. Aici, la sigur, era coton, pentru că m-am uitat. Nu m-am uitat ca lumea. Eu sigură, oi, mă scuzați, sigură că era coton-coton, uite, super convinsă. Mie mi s-a părut că era coton-coton. Și de asta și l-am luat, dar mi-arată aici un material. Nu mi-arată coton, eu nu știu unde m-am uitat și am văzut coton. La sigur nu la acest produs. Da. Aici mi-am luat o pereche de șlapi din ăștia Hermes, fetelor, Hermes. I-am luat prin casă ca să am, nu știu, am o pereche simplă de dus gunoiul. Eu nu umblu în așa fel de sandale vara sau eu nu sunt adeptă la șlapi prin oraș. Dar ăștia, sincer, sunt calitativi. Pot să zic un lucru. Noi avem în Primark acum, este faimos acest model și toate brandurile îl fac. Evident, toate, absolut toate. Toată Londra e plină de dupuri sau copii a acestui Hermes ieftin, da? Chiar și magazinele mai mari, nu vorbesc doar de Primark, dacă știți magazinul, nu știu, sunt magazine de încălțăminte cunoscute care au același model. Dar
În Primark acest șlap m-ar costa 10 lire, pe când Shein l-am găsit cu 7. Adică este un pic de diferență, 3 lire. Și, sincer, calitatea e ok-ish. Doar că vine aici înăuntru ca un fel de piele întoarsă, vedeți? Mi se pare că asta o să te facă să fie foarte cald. Dar pentru gunoiul e perfect. Și apropo, e cusut fain. Nu, costura e faină, talpa e ok. E ok. Nu cred că e mare lucru pentru niște papuci simpli. Vă zic că eu am cumpărat și am cumpărat și am cumpărat. Deci mai am o cămașă. Asta la sigur trebuie să fie coton. Dacă nici asta nu e coton, eu nu știu unde m-am uitat. Mai care niște ațe deja care le văd. Asta e o cămașă așa simplă. Am ceva asemănător de la... Asta e coton. 100% coton. Păi uitați-vă bine la descrierea articolilor. Nu faceți ca Cristina. Apropo, eu am luat încă o cămașă din asta, doar ca altă culoare, fără ca să mă uit la descriere. Exact același model. Și acolo e poliester. Și acum am rămas așa cu un disgust. Trebuie să verificați chiar tot. Măcar că intrați pe pagina articolului și schimbați doar culoarea, trebuie să vă uitați la descriere. Pentru că aparent nu toate sunt coton. Da, de-a pungi o să am eu de la Shein, doamne. Și această cămașă care am luat-o mamei, un albastru mai deschis. Sper să fie coton, că dacă nu-i coton, mama o să zic că nu-mi trebuie așa ceva. Coton, 100%. Asta e bine, măcar asta e bine. Evident că nu-i coton din ăla super fain. Și uite pentru ce am început eu această comandă de pe Shein. Mi-a trebuit această formă, care este o formă pentru morcov corean, care am găsit-o pe Amazon, dar mi s-a părut scumpă. Și după aia am căutat-o pe Shein și am găsit-o ieftină. Și uite, din cauza ei a început toată călătoria mea pe Shein. Și mai trebuiau niște chestii. Aici am văzut cum că pui această psicuță. Eu am mai încercat chestii din astea și nu mi-a funcționat. Să încercăm de data asta. Cum că pui aceste psicuțe în mașina de spălat haine, cu hainele, și aceste psicuțe atrag tot părul de pisică. Nu vreau să vă zic ce se face într-o casă unde sunt două pisici. Nu pot să-mi imaginez ce se face într-o casă vara unde sunt 3-4 pisici. Chiar nu vreau să-mi imaginez că și două sunt suficiente ca să-mi umple toată casa de păr. Dar sunt foarte cute. E super cute. Zici că zâmbesc pisicuțele astea. Sper să meargă. Eu nu mă uit atât de mult la comentarii pentru că mi se pare comentariile de pe Shein că sunt chestii din astea. Ca și pe Amazon. Și pe multe alte site-uri, unde ți arată că sunt 1700 și când de fapt intri să le citești, acolo sunt 5-10 comentarii și scrise tot de oameni din ăștia care primesc bani pentru a scrie comentarii. Ceea ce mi se pare foarte aiurea în zilele noastre, sincer. Pentru că vrei cumva să citești review-ul și să înțelegi ce fel de produs e, pe când îl citești îți pare wow și când ajungi acasă zici, doamne, ce e asta? Asta o să încerc să-l desfac. Scuze pentru zgomot. Deci eu sunt adepta lucrului handmade. Nu știu dacă ați observat pe acolo, se vede o jucărie. Eu ador să croșetez, să brodez, să împletesc, să decorez cu Swarovski, nu știu, mie îmi place lucru manual. Absolut, eu mă meditez în lucru manual. Eu pot să nu fac yoga sau meditație, dar când iau o bucată de lână în mână sau o broderie, sunt în trans, nu sunt pe planeta asta. Și acum mai nou vreau să încerc să-mi fac lumânări acasă. Pentru că lumânările mi se pare că sunt un pic prea scumpe pentru calitatea care ne oferă. Și evident că cele naturale și bune sunt foarte scumpe. Nu zic că nu o să mai cumpăr, că am foarte mult prin casă și o să mi le ard cu mare plăcere, dar am zis că vreau să încerc să fac lumânări. De vreau să încerc să-mi fac lumânările mele cu uleiuri esențiale, să-mi pun ce mirosuri vreau și să știu sigur că este o ceară naturală, nu că miros, nu știu ce. Un lucru de care tare mândră. Mi-am luat aceste două, mi-am luat. Am două caserole din astea, nu știu dacă o să le păstrez pe amândouă, pot să eu dau una mamei, nu știu. Ți pare super faină pentru vară, gen să-mi pun fructe în ea. Sau îți faci un milkshake și-l iei cu tine, sau îți faci
un smoothie și lei cu tine, chiar și pentru mâncare. Mi se pare mult mai fain această variantă de caserolă pentru că totuși îți încape în geantă mult mai ușor decât acele pătrate care nu toate încap și dacă o să o pun în poziție orizontală și nu cum ar trebui ea să stea, ai riscul să-ți scurgă mâncarea prin geantă. De asta sunt foarte încântată, plus au aceste furculițe. Super fain, nu știu, mi-a plăcut super mult și costă puțin. Eu vă zic că am dat drumul la... Eu am cumpărat toate cămășile de prin Shein, da? Acesta mai este o cămașă verde. Mi-a plăcut foarte mult culoarea. Foarte mult culoarea. Sper să fie coton. Nu știu, eu sincer, eu serios că m-am uitat la 55% viscoză, 42% poliester și 3% elastan. E ok. Nu e atât de nașpa pe cum putea să fie. Și aici și mai am tot o cămașă, eu nu știu ce am făcut. Nu, aici e tot un fel de cămașă, de măcar nu mai este din același... Nu vă uitați că sunt multe, că jumătate sa mele, jumătate e la mamei. Aici mai avem un fel de cămașă cu acest... Nu știu dacă se observă, ar trebui să mă îmbrac sau unda. N-am timp eu pentru lucruri din astea, că vreau să filmez repede, că mai am de filmat un video și nu mai am timp. Și aici mi-am luat o bluzită. Super. Fain arăta pe site. Nu știu cum o să arate îmbrăcat. Mi se pare un pic ieftin aici. Uitați-vă cât de ieftin arată această parte, care mie îmi plăcea pe website, cum se vede. Vedeți? Realitatea și... Totuși, nu calitatea aia din poze. În poze par super frumoase. Nu găsesc o eticheta. Și acesta este, ce material este? E, nu, ăsta e poliester. Nu merită, fetele, nu se merită. Și aici mi-am mai luat o caserolă din asta. Și de asta două în unu. Aici poți să pui un pic de salată, ai acest rezervor în care poți să-ți torni ulei. Și după asta să-ți pui gen aici, felul întâi, aici un pic de salată și ești pregătită să mergi la muncă. Și are și o, nu știu pentru ce are această... Legi de ceva. Nu știu pentru ce are această. Acea. Nu știu cum se numește. Aici mi-am luat pentru gustărelele de vară. Mi se par super faine, din lemn. Și ți iei și ți pui acolo și roșii cherry și niște mozzarella micuță și niște bazilic și ți faci gustări super faine sau chiar din fructe poți le faci. Mi se par super faine aceste bețișoare să le ai acasă. Cred că pe Amazon, cum am mai zis, sunt mai scumpe. Am mai luat aici. Am aceste forme de silicon pentru brioșe. V-am zis că vreau să trec la a nu mai folosi hârtie. Arată binișor. Ce scuze că nu le desfac, doar că mi se pare că o să fac mult prea mult zgomot. Aici mi-am luat... Da, de ce-i murdară? Uitați-vă ce... Nu știu ce e acolo. Am luat această perie care se vrea a fi o perie de curățat părul de pisică. Chiar sunt curioasă. Are un material așa molicel. Nu știu, n-am păr acum de pisică pe mine, dar chiar o să verific pe ceva foarte poros. Vreau să văd cum o să fie. Și am acest cuțit de varză. N-am mai avut cuțit din astea pentru varză, e măricel, după cum vedeți. Și o să văd ce și cum face el prin casă. Ce și cum face el prin casă. Doamne, câteodată când mă aud, cum am zis în video anterior, că am geluri de dușuri. Și când am ascultat video, am zis, Doamne, Cristina, cum poți să ai geluri de dușuri? Dacă e geluri de duș. Mi-a căzut cuțitul jos. Vă arăt altă dată că mi-ajunge comanda în brațe. Aici mai am niște forme de lumânări care nu cred că se merită. Mi-am luat și acest travel set de călătorii pentru că nu mai aveam nimic prin casă în care să-mi pun cremurile și cremele și nu știu, alte produse care îmi trebuie atunci când călătoresc. Așa că am zis că mi-am aceste tuburi. Sunt tot timpul binevenite în casă, că nu știu ce fac cu ele, că le pierd.
Și mai am aici o bustiera. Mi-am zis că o să încerc bustierele astea care vin fără... Asta nu mi se pare faină, pentru că, deși are două rânduri de bustieră, nu știu dacă înțelegeți, ce e aici, este una și este și a doua, dar nu are niciun burețel, nimic. Eu cred că o să fie ok să-l porți, dar mi se pare că ălalt care l-am luat e mult mai fain ca ăsta. Și am și câteva accesorii. Nu puteam să trec pe lângă accesorii. Mi-am luat aceste brățări pentru picior. O să încerc să le deschid. Aș vrea cumva să las hainele astea. Le pun undeva ca să pot să vă arăt. Totuși, încerc scuze pentru zgomot. N-am loc aici la mine. O să le arunc așa pe pat. Le arunc pe pat și după aia o să le fac curat. Doamne, ce frumos am făcut! Uite, vezi? Gata, nu-s. Să-ți scot și astea care le-am arătat. Să încerc să mă uit acum ca lumea în asta, pentru că am câteva accesorii. Aici niște brățări micuțe. Astea vreau să le deschid, pentru că sunt foarte curioasă. Nu mi-am arătat niciodată accesorii de pe... Aici am niște brățări care se vroiau a fi pentru mână, dar cred că și pentru picior sunt mari. Sau pentru picior? Astea sunt pentru picior. Uite, asta cred că o să-mi vină. E acest auriș cu medalioanele astea faine. Astea sunt mari. De ce sunt atât de mari? Nu știu de ce sunt atât de mari. O să le las aici în față. După asta mi-am luat. Eu nu mă țin minte ce mi-am luat. Mi-am luat acest suport în care o spun, nu știu ce o spun, dar ceva o să găsesc eu ce spun. Cred că o spun cotonete sau bețișoare pentru urechi, nu știu dacă încap bețișoarele pentru urechi în el. Mă așteptam să fie mai mare. Asta e problema între realitate și... Ce mi-a plăcut e că acești fluturași de păr, nu știu cum le ziceți voi, sunt ieftini, sunt foarte ieftini. Eu în Moldova mi-am cumpărat unul. Curioasă dacă cred că e exact așa. Mi-a luat unul care m-a costat 2 lire și aici mi-a luat 5 cu 2 lire. Dar o să ține bine. Eu cum am două fire de păr în cap, ăsta mi-ajunge ca să-mi prind tot părul. Apropo, sunt faine. Chiar sunt faine. Și cred că dacă sunteți prin Moldova și vă cumpărați chestii din astea, mai bine intrați și le luați de pe ei, că o să vă coste mult mai ieftin decât la piață. Mi-a luat aceste farfurii de hârtie, numai că s-au boțit, văd că le-au pus la fund pentru air fryer. Și cred că sunt 100 de bucăți, tot câteva lire. Foarte bine, apropo, pentru că pe Amazon sunt scumpicele, nu pot să zic că sunt cele mai ieftine chestii. Ce mai am aici? Mai am un set de brățări. Fashion Jewelries. Și apropo, sigur că prin piața din piețele din Chișinău, din București și din alte orașe, sunt cumpărate cam tot de pe aceste platforme. Așa că aici am niște brățări. Cred că sunt pentru mână sau pentru picior. Astea sunt reglabile. Cred că sunt pentru mână. Dar sunt faine pentru vară, nu știu, la fetițe sau pentru plajă, atunci când mergi la bazin și nu vreți să purtați ceva scump. Cred că își merită banii pentru o liră și ceva, două. Perfecte, nu știu. Asta e problema la site-urile astea mari. Că îți pare tot atât de ieftin și tu nu... Aici am un brățar frumușică. Îți pare tot atât de ieftin și când începi să le aduni în coș, exact același lucru pățeam acum ceva timp, că acum nu mai este așa. Când mergeam în magazinul Poundland din Marea Britanie și înainte era și 99 de pii. Deci toate produsele ar trebui să coste o liră. Deși nu mai este nimic în magazinul ăla de o liră. Asta mi se pare super faină brățară. Uite, chiar super faină. Și se micșorează și se mărește. Deși eu nu sunt adepta la aur fake. Dar nu înțeleg cum o mărești, că dacă o trag pe partea elaltă... A, o tragi din amândouă părți. Eu nu sunt mare fan aur
fake, dar când mergi la plajă, la mare, sincer, mie nu-mi place să mă car cu aurul după mine. Da, mi se par prea lungi aceste. Sau poate dacă ar putea să le ascundem așa. Ia ca, dacă le punem așa, prinde aceste chestii. Primește ok această brățară, dar oricum mi se pare exagerate de lungi. Cred că pentru picior o să o pun. Că la picior dacă o pui așa, nu știu, e faină, dar e mare. Și cumva veneau doar one size, adică nu ai mai multe. Nu ai mai multe mărimi pe care să alegi. Mi-am luat un nou. Asta trebuie să fie fain. Mi se pare fain tot ce ține. Cât de multe sunt. Mi se pare fain pentru tot ce ține de produse din astea micuțe pentru casă, răsătoare, cum mi-am luat eu cuțite, sași din astea de cremă pentru tort. Cred că nu mai trebuie să o mai scot. Sunt chestii din astea faine pentru. Nu știu cât sunt de bune, că văd că sunt boțite sau ăsta, așa el, așa vine. Dar cred că sunt super faine pentru 2 lire. Uite, super fain. E un sac și sunt mai multe capuri din astea care pot să schimbi decorul la tort. Mai am câteva forme de lumânări, dar formele de lumânări o să vi le arăt atunci când o să fac lumânări. Și v-am zis că am luat câteva accesorii. Mai am așa aici niște brățări. Eu, din câte eu țin minte, toate brățările le-am luat pentru picior. Dar acum, na. Nu știu dacă. Nu știu dacă sunt pentru picior. Mi se par foarte mari. Uite, asta pentru fetițe. Să le fac cadou cuiva la fetiții din astea care, nu știu, sunt încă la școală. Nu au nevoie ele de aur și de tot felul de chestii ca să poarte zilnic. Astea sunt faine cu steluță, cu lună. Dar eu nu țin minte dacă ele sunt predestinate mâinii sau piciorului. Aici scrie love. Apropo, asta e faină. Vedeți? Nu vedeți. Păi, dacă nu vedeți, nu știu ce să facem așa. Nu vedeți, în fine, scrie love acolo. Sunt ok pentru banii pe care i-am dat pe ele. Vă zic, accesoriile la. Aici am luat niște cerceluși în formă de inimioară. Trebuie să fie faine ăștia. Dar trebuie întâi să-i dezinfectez. Dacă mă vedeți în video următor cu cerceluș de inimioară, o să vedeți dacă sunt fain sau nu. Și aici mai am câteva brățări pentru picior, care intuiesc eu. Uite cât de multe sunt, nici camera nu se focusează. Intuiesc eu că smart. Eu nu știu ce picior trebuie să ai. A, nu, asta e ok. Astea sunt mai ok decât alea, dar nu știu dacă astea sunt pentru picior sau pentru mână, dar cred că la plajă vă zic că sunt faine, nu, la mine mâna e micuță. Cred că astea o să fie perfecte pentru picior. Și aici avem și o steluță de mare frumoasă. Astea sunt faine. Și aici avem niște scoici. Și apropo, accesoriile astea cu scoici la mare, care nu știu dacă sunt neapărat de acolo sau o să cumpăra de tot de pe Shein și AliExpress și tot restul. Uite, asta ce e faină, cu steluță, lună și steluță. Super faină. Așa de pus aici în frunte. Răsună în toată luna cântecul ăla indian cu trendul ăla de pe Instagram și peste tot. Că deja nu mai e. Deja mi se pare că știu și eu indiană. Și mai am. Aici mai am o pereche de cercei care se vroiau a fi foarte cool, dar încă nu am înțeles cum îs. Uite, vin așa cu un vieșu. Acest romb ar trebui să fie după ureche. Adică să vină de aici de jos și aici să vină doar vârful. Să-i desfacem, să vedem dacă are sens. Ce zic? Sincer, ăștia mi se par un pic mai. Mi s-au părut a fi un pic mai calitativ. Dar, uite, încă au și aceste. Uitați-vă ce faine sunt ambalați. Da, camera mea, dacă s-ar focusa, nu vrea să se focuseze azi. Uite. O vrut. Deci. Nu sunt așa cum arătau pe. Nu sunt așa cum se arătau a fi pe acele poze. Au și încheietori faine.
Să nu le pierd acoș. Nu știu, voi vă cumpărați lucruri pe Shein? Ce vă place vouă cel mai mult să vă cumpărați pe Shein? Că eu vă zic că eu n-am fost până acum mare fan. Uite că ele sunt aparte. Poți să porți și acest V în cazul în care vrei să-l porți. Și acesta. Și bagi acesta în acesta. Și-l bagi întâi în ureche, cum ar veni și fii cu ăsta deasupra. Ok, are sens. It's fine, it's fine. O să filmez un video și o să, când o să-i port, o să vii arăt. Da, da, îmi cer scuze. Îmi iau cuvintele înapoi. It's fine. It's așa cum arătau pe website. Da, și am dat puțin pe, apropo, dacă vreți să căutați accesorii prin Primark sau prin Zara, H&M, cred că sunt mult mai scumpe decât... Mi-am mai luat așa. Ce mai am pe aici? Mai am aici o formă de lumânare. Nu ți minte ce trebuia să fie asta. Eu cred că o să aflu ce forme de lumânări mi-am luat abia atunci. Asta e Buddha. Și aici mai am încă 3 fluturași. Mai micuți. Dar vă zic sincer. Dacă aveți nevoie de aceste chestii, luați-le de pe... Shein sau AliExpress, pentru că pe Amazon sunt de 2 ori mai scumpe și sunt aceleași chestii. Eu sigur că îi le cumpăr din aceleași locuri. Aici am din ăștia micuți în care poți să-ți prind așa într-o parte. Bine, nu chiar așa. Dar nu, ăștia sunt mult mai sensibili. Sunt mult mai fragili decât el alți mai mari. Dar vă zic, per total, sunt mulțumită. Aici mai am o bustieră. Totală, sunt mulțumită de ceea ce am luat. Nu mai am nimic. Mai am ceva? Nu mai am nimic. Mai am încă o. Am mai găsit o formă de... Aici este un corp feminin. Un bust. Dar nu-i bust, că bustul ar veni până sub sâni. Asta e un corp feminin pentru lumânare. O să facă lumânări din astea sexy. Uitați-vă ce faină e. Dar nu știu dacă o să se... nu știu dacă o să se vadă ca lumea. Și aici. Oi. Îmi cer scuze. Sper că nu s-o auze nimic pe cameră. Și mi-am luat o chestie de care nu credeam că am nevoie. Nu cred că o să avem nevoie, dar sunt faine. Pentru vară. Îmi cer scuze că fac scomod. Încercați să ghiciți pentru ce sunt aceste lucruri. Eu nu știu cum ele scot. Doamne, nu iesă mânierele și nu... Dar cum iesă el? Cum le-a pus neneșe la... Nu iesă. Dar nu-s așa. Le iesă mânierul, dar nu iesă ele. Nu știu dacă ați ghicit pentru ce sunt aceste lucruri, dar eu nu știu cum ele... e ca așa. Pentru ce-s? Dacă nu ați ghicit, vă zic eu. Sunt pentru a pune porumbul fiert la nin din amândouă părți, îl mănânci așa ca să nu-ți frigi degetele. În viața mea n-avea să-mi cumpăr așa ceva. Bine că în cameo nu a văzut ce prostii mi-am luat, pentru că el se enervează, el zice, pentru ce cumperi tot felul de chestii inutile? Zic tot timpul, totul e util. Important e să găsești timpul, momentul și produsul pentru care să-l folosești. Așa că dacă aveți nevoie din astea pentru porumb fiert, Shein găsiți. Nu sunt atât de scumpi. Eu cred că să-mi țin una mie și una să-i trimit mamei. Pentru că la sigura mea nici porumb nu mănâncă, nici nu o să bage aceste chestii să-l mănânce. Dar mi se pare foarte fain atunci când îi fierbinte și cumva nu vrei să-l ții. Sau când îl mănânci afară în stradă și ai mâinile murdare, te duci cu astea în geantă. Nu știu cine umblă cu așa ceva în geantă. Dar îți bune, în cazul în care te atacă cineva, drept că se deschid cam greu și alei și... Și gata. Sunt instrumente de autoapărare plus mâncat porumb în stradă. Cred că mai găsești să mai mănânci cu el fără ca să atingi. Deci la restaurant ai mâinile murdare, iei aceste 2 ace, 4 ace, bagi în carne, o rotești. Știți pentru ce-s faine? Știi când te duci în restaurantele astea fancy în care trebuie să mănânci aripioare? Sau costiții de porc. Cu cuțitul și cu furculița nu prea faci față. Încă dacă la aripioare mai faci față, dar la costiții de porc, oricum ar trebui cumva să te ajuți cu mâinile. Dar așa l-ai luat,
Îi înfipt și am nyam-nyam. Tare bun lucru în casă. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Asta a fost cereașa de pe tort. Ultimul produs care tare aveam nevoie prin casă. Foarte tare aveam nevoie prin casă. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Sper că v-a plăcut. Spuneți-mi dacă voi faceți cumpărături de pe Shein. Vă zic, asta e la mine prima experiență. Sper să fie și cam și prin ultima, pentru că totuși acum realizez că am cumpărat o tonă de lucruri inutile de care eu nu o să am nevoie și nu o să le folosesc, dar ele îmi trebuiau. Nu, cele de bucătărie o să le folosesc. Nu știu dacă o să folosesc asta. Dar poate o să o folosesc, poate o să devină tacâmul meu preferat. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și ne vedem în video următor, cum am promis, cu un Dita My Haul de produse de skincare. Cred că am doar un produs de make-up în toată cutia aia. Am și acolo o cutie mare. Și dacă aveți nevoie și v-a plăcut ceva de pe Shein, intrați, cumpărați. Aveți grijă ce cumpărați și verificați încă o dată cum n-am verificat eu. Mie mi se pare că am verificat descrierea produselor. Eu bag mâna în foc acolo produsele la care mi-a arătat poliester atât de mult poliester. Atunci când le-am cumpărat, de fapt, mi-a arătat coton. Uite, chiar o să merg și o să caut produse și o să citesc și o să văd, dar eu sigură că în momentul în care le-am cumpărat, în descriere, era un pic altă calitate. Asta bag mâna în foc. Acum, în comandă, nu mi-a arătat asta. Eu îs 100% convinsă că eu am verificat materialul la fiecare produs și am verificat și descrierea fiecărui produs și comentariile, dar vă zic că pe comentarii eu nu mă mai bazez pentru că nu știm câte din ele sunt 100% adevărate. De asta fiți atenți când cumpărați ceva, verificați comentariile să fie cu poze, să, nu știu, cumva să nu fie doar că very good, buy it sau ceva de genul, da? Mulțumesc că ați fost alături de mine și vă urez o săptămână perfectă!